Cine e cu noi, strigă? Cine e cu noi, strigă? Privește bine pe lângă tine. Că ai putea să înțelegi ceva. Alo, bună ziua, aș dori să vorbesc cu Nico. Cine e? Tataie. Mi-au propus să fiu vocea lor. Eu n-am vrut perioada aia. Și de atunci noi n-am mai colaborat deloc. Deci a fost așa, tu pur și simplu. Tu vorbești serios? Nu. Și după aia, de fapt, după câțiva ani, mi-am dat seama că poate, poate era cam ce mi-aș fi dorit eu în momentul de față, da? Pentru că eu asta eram, de fapt. E primul tău podcast este ăsta? Este primul meu podcast din viața mea și sper să nu spun tot. Nu pot să mai zic, mă gândesc non-stop la tine. E prea târziu acum să te întorci din drum. Prieteni de mei îmi spun, bă, tu nu te-ai schimbat absolut deloc. Ai rămas același om frumos, sincer și de ori de câte ori aduc vorba de tatăl meu sau e luna decembrie, de exemplu, îl simt că este acolo lângă mine și se bucură de toate realizările mele. De ce vrei să mă faci să plâng? Totdeauna mă gândesc cu drag la el. Chi-a de aici? Te iubesc. Horia, oricum eu te iubesc. O noapte întreagă și o zi. Mai bine. Băi, deci ești de pomină, băi, Horia, măi. Și azi, și mâine am să zic, noi două vom fi mereu prietene. Nu-i nimic mai frumos. Dar știi de ce am făcut eu podcastul ăsta? Ca să ne cunoaștem noi mai bine. Băi, bravo, mă, bravo. Așa ce te încep mulțumesc să... că mai invitat. Foarte puțină lume știe, mi-a venit mie ideea că ne trebuia un pachet complet să îi sunăm pe băieții de la sistem și puțin oameni știu că ne-au refuzat din prima. După vreo 4 zile m-au sunat și mi-au spus că le lipsește din CV acest tip de eveniment. Let me try, let me try. Într-o emisiune de televiziune ai spus așa, că te uiți la filme pentru adulți. Da, mă mai uit, da. Zi-ne și nouă niște titluri. Da, n-avem. Aseară mi-am luat cercei. La, 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 la. Păi și acum te văd. Horia. Deci asta faci tu în fiecare luni seara? Da, n-avem.